Cei peste 4.000 de elevi înscriși la bacalaureat în județul Cluj vor susține probele în 14 centre. Ei nu vor putea intra în sala de examen cu ciorne, cărți, telefoane mobile, căști audio sau orice alt mijloc electronic și de comunicare. Probele scrise se vor încheia în data de 8 iulie cu examenul la alegerea profilului, iar rezultatele se vor afișa în data de 12 iulie până la ora 16. Anul trecut, în județul Cluj s-a înregistrat cel mai înalt grad de promovabilitate pe țară, cu un procent de 82,18%.